Sa și au talent. Să ne înțelegem. Rolul președintelui în statul român este descris clar în articolul 80 din legea fundamentală. Președintele României veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice. În acest scop, președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate. E, avem cumva o problemă Președintele are un partid pe care îl conduce public de la Cotroceni. Președintele are un guvern pe care îl conduce public ca un premier. Partidul să înjură PSD, președintele înjură PSD, partidul înjură CCR, căci că e cu PSD, pe motiv că nu-i face jocul. Care Constituție? Care echilibru? Nu cumva dublă măsură? Spunea el Robocap într-o altă campanie electorală. A venit vremea faptelor. Alegătorii au început să mă cunoască chiar dacă se spune că vorbesc mai puțin. Așa este, nu sunt omul vorbelor, eu la altceva mă pricep. În spatele meu nu stau nici trusturi de presă, nici instituții ori grupuri de interese obscure. Eu îmi doresc mai puțină gălăgie și mai multă aplecare asupra problemelor. Mai puțin spectacol steril și mai multe soluții pentru români. Tot el spunea că nu o să conducă țara de la TV ca președintele Băsescu. A ieșit de unăzi, a 11-a oară, disperat probabil de sondaje, și a zis cam așa. A trecut un an de la alegerea mea ca președinte cu programul România Normală. Din păcate a venit pandemia și am fost complet nepregătiți pentru că PSD e de vină. Un lucru e cert. Pe lângă Constituție mai există și efectul invers. Dacă mai este de câteva ori pe post, va fi cel mai antipatic agent electoral. Cel puțin Băsescu avea umor, nu numai servicii secrete.